Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Gelozia este tovarășul etern al iubirii, cel puțin pentru anumiți reprezentanți ai zodiacului. Despre cine este mai gelos și mai puternic decât oricine, afli acum. Scorpionul. Gelozia scorpionului se bazează pe legătura sa emoțională strânsă cu obiectul iubirii sale. Scorpionul tinde să se scufunde într-o persoană până la fund, iubește dramatic, profund, ferm. Se dovedește că totul este în joc și orice amenințare la adresa relațiilor îl face pe scorpion să tragă un semnal de alarmă. Gelozia apare ca o dorință de a preveni o despărțire, ca o dorință de a se asigura că nimeni altcineva nu este capabil să înstăpânească inima unui iubit, și el, scorpionul, va rămâne singurul tău stăpân sau amant. Uneori, scorpionii compun în capul lor o dramă care nu are nimic de a face cu realitatea, acuzând de exemplu, un partener de trădare. Toate acestea sunt făcute inconștiente de scorpion pentru a vedea reacția unei persoane dragi sau iubite și pentru a se asigura că relația este necesară nu doar lui scorpionului. Berbecul. Berbecii sunt cei mai irascibili reprezentanți ai zodiacului. Berbecii sunt geloși puternic, rapid și adesea fără motiv. Orice poate fi motivul, orice contact al unei persoane dragi cu un membru de sex opus este o lovitură la adresa stimei de sine. Apropo, berbecul se teme să nu-și piardă autoritatea, îi este greu să-și imagineze că nu va deveni principalul lucru, nu va deveni important, nu va deveni necesar. Prin urmare, berbecul într-o relație scanează în mod constant spațiul pentru cineva care ar fi mai bun, mai inteligent, mai puternic și mai frumos decât berbecul însuși. El pare să fie gelos pe partenerul său în absență, pentru un concurent imaginar ideal, care apropo, adesea creează condițiile pentru apariția unui astfel de concurent în realitate. O iubită sau o amantă din berbec este uneori atât de obosită de gelozie nerezonabilă încât părăsește relația pur și simplu pentru că nu mai suportă. Taurul. Taurul este posesiv. În principiu, aceasta este tot ce trebuie să știi despre acest semn zodiacal. Gelozia taurului se datorează faptului că își percepe partenera sau amanta ca parte a lui însuși, ca ceva care aparține. Și desigur, posibila pierderea relațiilor este resimțită de tauri ca o pierdere a proprietății. Cel mai rău lucru pentru tauri este desigur, trădarea fizică, dar și trădarea emoțională este foarte periculoasă, pentru că totul începe cu flirtul și comunicarea nevinovată. Taurul tinde să-și urmărească iubitul sau amanta, să-i monitorizeze rutina zilnică, uneori chiar să verifice contactele, dar face totul neobservat. Și totul pentru că taurului este teamă mai mult decât orice că o persoană dragă va afla despre gelozia lui și va înțelege cât de vulnerabil este cu adevărat el, taurul. Iar acest lucru nu poate fi permis. Vești bune, am publicat pe YouTube horoscopul anului 2023. Numai de bine! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!